Proaspătă mămica a avut o idee de afacere care pare să aibă mare succes în rândul părinților. Ea a deschis un centru unde cei mici pot fi lăsați sub supravegherea unor bone chiar și peste noapte, atunci când părinții nu pot avea grijă de ei. Dacă vreți să vă bucurați de o zi liberă fără grija copilului sau trebuie să ieșiți la o cină și nu aveți o bonă cu care să lăsați pe cel mic, este bine să știți că în Timișoara există un centru unde vă puteți lăsa copilul pentru câteva ore sau chiar peste noapte. Mama! Uite, ne facem poză și uite, hai să uităm o carte, uite. Ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i? Și cum îi spune în engleză-l ăsta? Așa. Una dintre problemele părinților în ziua de astăzi o reprezintă timpul liber insuficient. Ca atare, părinții care au nevoie de o soluție pentru intervalul de timp în care nu pot fi alături de cel mic, au venit să vadă cum arată centrul. Mămicile s-au arătat încântate de idei. Am venit și eu astăzi de curiozitate să văd cum e locația. Are 2 ani jumate și să văd cum o să adapteze aici. Eu sper să meargă, dar ca proiect este extraordinar de binevenit. Eu am fost foarte încântată. Ideea deschiderii centrului aparține unei proaspete mămici care s-a lovit de aceeași problemă. Nu a avut cu cine să-și lase micuțul pentru câteva ore. Copiii sunt lăsați în grija noastră și desfășurăm activități asemănătoare cu cele de la grădiniță, dar potrivite pentru vârstele lor. Centrul are o capacitate de 12 locuri, iar de micuți au grijă mai multe bone. Părinții care vor să-și lase copilul doar pentru o oră vor plăti 12 lei. În weekend, copiii pot fi lăsați în grija celor de la centru și peste noapte, dar pentru asta părinții trebuie să scoată din buzunar 50 de lei.